Prima povestire este despre numărul 7. Da, e o povestire care trebuia, nu normal, să dea și titlul volumului. Inițial îi spusesem volumului Șaptice Mie, că ăsta e titlul povestirii. Șaptice Mie și alte potriveli, pentru că povestirile din volumul ăsta sunt pline de potriveli, sigur, puse cu mâna, aranjate, nu sunt venite de la soartă direct. Dar am ajuns după aia la concluzia, rămână cu colegii de la Humanitas, că nu e un titlu teribil de sexy și că Șapticemie seamănă prea mult cu Septicemie și un cuvânt inventat și n-aș vrea să creez confuzii sau așteptări false și atunci am găsit alt titlu și anume Omul care mută norii, care e titlul celei de-a doua povestiri. Șapticemie, da, este povestea scornită a unui anume Gabriel, care are 7 litere în prenume și care are un vecin Michael, danez, care are 7 litere în prenume și ei locuiesc la etajul 7 și așa mai departe. Și totul se învârte în jurul acestei cifre. A nu se crede cumva că, fiind povestită la persoana întâi, povestirea asta ascunde ceva de tip autoficțiune. Nu, e doar o scorneală, dar câștigi la veridicitate în momentul în care te plasezi tu în ipostaza personajului povestitor. Cam asta este povestea. E o poveste cu un mic clou, da, de lectură, legat și el tot de cifra 7 și de cuceririle amoroase ale unuia dintre personaje. Există un început, un clan 2 spre Melville, Call Me Gabriel, Call Me Israel din Moby Dick. Bun, sunt tot felul de mici așa, mărgele intertextuale. Și e o poveste, acum pot să spun, pentru că mi s-a reproșat că de ce n-am spus care este povestea adevărată din spatele poveștii. Eu inițial am vrut să scriu altceva. Invitat să particip la scrierea unui volum colectiv, cum fac de obicei, eu rare ori ratez un volum colectiv la Humanitas, despre lucruri stranii, inexplicabile, misterioase. Și mie nu mi s-a întâmplat nimic straniu, inexplicabil și misterios în viață. Asta trebuia să fie experiențe personale. Și am dat acest text care, prin comparație cu celelalte din volum, volumul are lansare peste o săptămână, era prea mare și prea vesel. Și nu se potrivea deloc cu restul. Eu am încercat să spun, dar nici la povești de dragoste, la prima vedere, textul meu nu se potrivește deloc cu celelalte. Tot așa, e singurul text vesel dintr-o selecție rafinată de povestiri mai degrabă triste. Dar la capitolul tăierii din bucată pentru a o acomoda procustian, mi s-a părut mie, volumului respectiv, am zis, bă, mai bine nu. Și Gabriel Liceanu a citit povestirea și a spus, cele de ce nu mai scrii tu vreo două, trei în jurul ei și să ieși cu un volum separat. Și eu, cum nu contest dispozițiile ierarhice, și mai sunt și prieten cu Gabriel Liceanu, am spus, dobrezi, că nu era ideea până la urmă. Și atunci am luat din urmă niște idei de povestiri pe care le aveam deja și am început să pun carne pe osatura lor. Și așa am ajuns la Omul care mută norii și care este a doua povestire, cea care dă și titlul volumului, și care este povestea unui escroc, a unui panglicar enorm. Care e inspirată din... Da, sigur, din realitate, dintr-un afiș. Inspirată dintr-un afiș al unui om care n-a venit pentru prima dată în România, a venit de multe ori, a fost găzduit voluptos de diverse posturi de televiziune, unde el a delirat cât i s-a permis, cât a avut timp de antenă, 5 minute, 10, un sfert de oră, povestind cum face el toate nefăcutele din lume. Și intrând în contact cu 48, că le-a numărat, 48 de civilizații extraterestre, predând ceva care se cheamă lovitura Kung Fu de la distanță fără contact, și tot felul de gogoși de astea pentru care a găsit public la sala Palatului. Și, da, a fost plin. A fost plin și eu îmi reproșez că am fost plecat din țară, pentru că era foarte tentant să mă duc și eu să văd pe viu, să văd până unde se poate merge, cât de mult se poate exploata naivitatea
unui segment de populație. Foarte mult, da? Adică acolo s-au petrecut, am văzut și eu după aceea pe YouTube, niște scene de un grotesc definitiv, ceea ce nu înseamnă că omul nu va mai veni. Va veni, firește. Nu se duce doar în România, are o bază de creduli cam în toată Europa. Și văzând afișul, mi-a venit ideea acestei povestiri în care acest personaj are o clonă care îl ajută la o potlogărie, pentru că el nu putea fi ubicu, deși ar trebui să fie, adică dacă intri în contact cu 48 de civilizații, de ce să nu te poți, de ce să nu poți practica ubicuitatea? Însă afișul ăla a fost declicul, declanșatorul, pentru că era un afiș cu sute de cuvinte pe el. În mod normal, pe un afiș știm foarte bine că trebuie să apară 5 cuvinte, 7, da? E, acolo era o fișă de existență pseudoprofesională plină, deci erau, cred că erau peste 100 de cuvinte în afișul ăla. Deci asta a fost subiectul pentru omul care mută norii, pentru că el, printre altele, face și chestia asta. Omul care mută norii altfel poate fi perceput ca un titlu poetic, ca o metaforă, ca o imagine romantică de, știu eu, poezie. Aici e vorba de un om care produce schimbări climatice. Da, 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 da. Puterea gândului. Exact, da, da. Un escroc, un șarlatan definitiv. Și a treia povestire de care tu iarăși pomenești, Cățui Plase, Doamne ajută, e cotizația mea pentru sport, pentru că în fiecare volum de proză scurtă am avut o bucată și cu conținut sportiv. Asta e decupată, firește, din viața unei echipe și a unui patron, căruia, bineînțeles că i-am schimbat numele, și este o imagine a felului cum o goangă mistică poate să ducă la lucruri ciudate, amuzante, la care nu te-ai fi așteptat cu 20 de ani în urmă, să zicem, și care nu-ți compromite doar ideea de competiție sportivă, ci îți compromite și ideea de cler în România, pentru că avem povestea cu Pimen, care a venit cu elicopterul la București ca să-i se smulgă niște fire din barbă, să se lipească pe barele porții, este strict autentică. Am că Pimen între timp a mai făcut și alte lucruri și a mai tras și niște informări pe la securitate, mă rog. Deci asta e povestea și e povestea unui cantonament, unui loc de pregătire sportivă transformat în cantonament religios, din care se scot televizoarele din camerele copiilor sau fotbaliștilor și se pun cățui și biblii și mătănii. De fapt, e câte o cățuie la fiecare palier. Există un responsabil cu cățuia care pune tămâie din când în când. E o întreagă scorneală, pentru că lucrurile nu se întâmplă chiar așa, dar scorneala pleacă de la un miez de adevăr. Și asta este latura comic burlescă a cărții, ea nu continuă la fel. Adică am vrut, tocmai pentru că până acum am scris volume de proză scurtă comică 100%, am vrut să le mai amestec un pic. Și există la jumătatea volumului o proză care se cheamă Un naș o gură, care povestește viața, un episod din viața a doi provensali surdomuți din secolul al XIX-lea, dintre care unul face parfumuri și unul face prăjituri. Și ce se întâmplă va vedea cititorul. De o povestire așezată în alt loc, scrisă în alt registru, deci nu mai avem imaginile violent amuzante din primele trei, avem un ton melancolic, un ton încălzit un pic de soarele provensal și garnisit cu multe dulciuri. Acum eu am voluptăți mazochiste, neavând voie să mănânc dulce, pot scrie pagini întregi pe tot felul de prăjituri, combin rețete, fac tot felul. Și despre parfumuri, pentru că această povestire se petrece într-un loc, Cabri, care este foarte aproape de Gras, care este centrul parfumeriei franceze și unul dintre centrele europene. De altfel, parfumul Süskind este o carte cu acțiunea petrecută la Gras. Iar apoi vine partea un pic mai jucăușă a volumului, fără ca jucăuș să însemne comic abuziv. Sunt trei povestiri pe care eu le reiau, am rescris câte ceva la fiecare și care au apărut inițial în volume pentru adolescenți.
Dar le-am citit cu ochii unui adult și am constatat că ele merg și că până la urmă povestea asta cu adolescență, vârsta adultă, din punctul de vedere al lecturii poate fi o prejudecată. Deci avem acum copii de 16-17 ani care îți citesc literatură serioasă și o și pricep. Da. Și am revalorificat... Și avem și invers. Și avem și invers. E adevărat. Ori aceste trei povestiri care alcătuiesc ultima parte a volumului au apărut cu ani în urmă prin diverse volume colective la Artur. Eu le-am cerut voie să le pun în volumul ăsta, ei mi-au dat voie și le mulțumesc. Am făcut-o și în prefața volumului. Sunt interesante pentru că dacă la primele patru povestiri eu eram cel care își fixa subiectul, la aceste ultime povestiri editorul dădea ideea. Scrieți-mi ceva despre prea plin, despre apogeu. Ceva, o proză. Și am scris ceva, e singura povestire cu muguri autobiografici, o povestire care se cheamă Speranța cântă trash și care e tristă, deci e singura tristă, de fapt, din tot volumul. Pe urmă, o altă convenție a fost alegeți-vă două cuvinte din câteva perechi de cuvinte puse acolo într-o căciulă și cu acele două cuvinte scrieți o povestire. Acele două cuvinte trebuie să fie foarte importante în povestirea respectivă. Și eu mi-am ales cuvintele tatuaj și pelerină și a ieșit o povestire care se cheamă Armadillo și care este, cum am zis eu, un polițist rural, petrecut tot în Franța, de data asta mai spre nord, nu în sud. Și în fine, la ultima, care în varianta prima s-a chemat Poligraf și care acum în volumul ăsta se cheamă Marmură de Pavonazzo, convenția editorului a fost scrieți o povestire în care povestitorul să nu fie o persoană, să nu fie un om, să fie altceva, un pahar, o pereche de ochelari, o cizmă, un câine ciobănesc, ce vreți voi, dar nu om. Și am găsit prilejul să mă mai duc o dată la Roma, de data asta numai cu mintea, și să găsesc acolo un obiect care teoretic nu vorbește, dar care pentru textul meu și-a luat libertatea să spună una și alta. Citind cartea asta, am gândit că pentru România ești un fel de pandant al lui Jonathan Coe. Cum am aflat că tu ești și traducător? Da, sunt unul dintre ei, da. Cred că sunt cel mai harnic dintre traducătorii lui Coe. Ei sunt vreo 3-4. Unul nu mai trăiește. Da, eu mă bucur că spui lucrul ăsta pentru că eu țin foarte mult la Coe. Nu atât de mult încât să-mi doresc să-mi impregneze scrisul, dar recunosc că sunt lucruri care aduc a Jonathan Coe. Nu pentru că aș fi fost contaminat ca traducător. Ai împrumutat un tip de atitudine, da, și un tip de blândețe. Așa. Da, blândețea asta e până la un punct, știi, până când devine altceva. Da, eu sunt în general bun om. Dar cred că vine de la citit multă proză engleză, de factură comică, dar nu neapărat. Jonathan Coe e un scriitor care îmi place și pentru că amestecă foarte bine gravitatea cu comicul. Pentru că multe din romanele lui, dacă nu toate, sunt imagini ale unei anumite societăți, thatcheriste sau post-thatcheriste sau post-globalizare, dacă mai fi și așa ceva, inclusiv cea pe care a publicat-o în noiembrie, Middle England, și pe care eu mi-am asumat-o deja ca traducere pentru Polirom cândva, spre sfârșitul anului viitor, împletesc foarte bine gravitatea cu observația ironică, scrierea afectoasă cu privirea înapoi spre trecut. Naveta asta permanentă între sentimente, între vremuri, între timpuri, pentru că în Middle England, de pildă, apar niște personaje care au mai apărut în două cărți, la vârste diferite, două dintre personaje cred se și sting în acest Middle England. A fost întrebat Jonathan Coe despre ce e cartea asta și răspunsul lui în engleză a fost Brexit. Pentru că este un roman al Brexitului, pe de altă parte. Avem și personaje politice reale, avem și moștenirea de personaje al lui Jonathan Coe. Brexit? Brexit, da. În loc de Brexit. Și un autor la care l-am și cunoscut, dar la care țin foarte mult. E unul dintre autorii mei preferați. Nu fac clasamente, nu ierarhizez, că mi se par
stupide și inutile, dar Jonathan Coe cu Ishiguro, cu Salman Rushdie și cu Julian Barnes, în orice caz, sunt printre preferații mei. Sunt oameni pe care îi citesc și pe care îi aștept cu mare nerăbdare ca cititor, nu doar ca traducător. De exemplu, o să apară în primăvară probabil un Salman Rushdie care este deja în Occident, Quixot, va apărea la Polirom, Middle England va apărea tot la Polirom. Lucrez acum la un Julian Barnes, care va fi al nouălea Julian Barnes, pe care îl traduc pentru Nemira. Ăștia sunt și mai lucrez la un autor, iarăși, pe care l-am neglijat și pare rău că am făcut-o, la Stephen Fry, la care țin foarte mult, căruia i-am tradus o prima carte la Humanitas Mincinosu, este o comedie, o spumă, o șampanie de comedie, și traduc acum ceva pentru editura 3, se cheamă Heroes, și va apărea prima parte a lui 2020. Primele trei povestiri sunt... Toate au legătură cumva cu un tip de misticism prost. Oameni care vor să simtă un fel de metafizică de crâșmă, de metafizica mahalal. Și multe imposturi. E un soi de pseudomistică, evident, combinat cu o impostură adâncă, pentru că personajul din Omul care mută norii este un mare impostor. În prima povestire, în Șaptice Mie, apar doi oameni pe lângă cele două personaje, Gabriel și Michael, apar și alte personaje vizitate și chiar străbătute de o impostură dârză. În Omul care mută norii mai sunt niște impostori pe lângă respectivul, principalul, mai sunt doi oameni care asumă niște profesii ciudate. Unul este astrocoach vocațional. Există așa ceva. Da. Altul este conector experiențial. La care personajul principal spune că e tefelist transpirațional. Adică taie frunze la câini și transpiră de la efort. Da. Impostura este unul dintre prietenii și dușmanii noștri, de mult, de zeci de ani, de sute de ani, că ne aducem aminte că pe vremea lui Ceaușescu aveam impostura la vârf în cabinetele 1 și 2. Da? Elena Ceaușescu era, cum era formula, eminent om de știință și savant de renume mondial. Ea spunând CO2, bioxidul de carbon, nu știa cum se citește formula. Nicolae Ceaușescu era scriitor. Da? Adică ne supărăm acum pe Gigi Nețoiu, că a scris, că și pe Cristian Borcea și pe mai știu eu cine, pe Dan Voiculescu. Dar de ce nu ne-am supărat pe Nicolae Ceaușescu? Că ne închidea dacă ne auzea supărându-ne. Deci impostura și mistica de bodegă, cum îi spui, sunt niște prezențe intime în viața noastră. Le găsim peste tot, e destul de greu să scăpăm de povara lor. Și, într-adevăr, în astea prime trei povestiri, lucrul ăsta se vede mai bine, pentru că sunt trei povestiri pronunțat comice, în care ce am vrut eu să fie a fost să produc efect comic. Spre de la jumătate încolo, tonurile se mai amestecă, există și un pastel melancolic, există și niște trăiri dramatice într-una dintre povestiri, există și o moarte prematură de boală. Deci nu e cartea clasică de proză scurtă în care râzi de la prima până la ultima pagină. Nu, te mai plimbi așa între sentimente și porniri.